3 începe acțiunea în forță cu toate structurile profesioniste care sunt de față, însemnând fondul de vânătoare, specialiștii care îl tranquilizează, jandarmii, inclusiv noi intervenim prin comunicare directă domnul director cu Daniel cu de la Poliția Locală în ceea ce privește partea de cetățeni. Facem apel concret de data asta la cetățeni să înțeleagă, să nu se mai expună după ora 3, să nu mai iasă în zona de cușcă, în zona în care acționează toate forțele implicate, inclusiv cei care dețin animale și cu partea de câini care au pe lângă animale să nu mai fie în zonă. Și pentru dumneavoastră ca presă vă rog să înțelegeți că este o acțiune care nu implică să fim prezenți în imediată apropiere a ceea ce se întâmplă acolo, pentru că vă puneți cu toții viața în pericol. Vreau să înțelegeți și să lăsăm forțele de ordine și profesioniștii să-și facă treaba, pentru că astăzi sperăm că vom ieși cu o problemă concretă și să ieșim la liman cu activitatea asta, cu o rezolvare concretă.